Namaste! Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom pregăti o pâinică indiană pe nume Parata. Pentru aceasta am pregătit două variante, una simplă și cealaltă umplută cu brânză de oaie. Pentru început vom pregăti coca. Pentru aceasta avem nevoie de 2 căni cu făină, 2 lingurițe cu sare, 2 linguri de ulei și circa 150 până la 200 de ml de apă călduță, pe care o adăugăm treptat, încât să obținem o cocă moale și elastică. Coca noastră arată foarte bine. O lăsăm să se odihnească 10 minute într-un bol acoperit cu un prosop de bucătărie. Trecem la umplutura de brânză pentru parata. Vom răzui brânza. În rețeta originală se folosește panir, o brânză specială indiană pe care nu am avut-o la dispoziție. Peste brânză adăugăm semințele de chimen, un ardei mic roșu sau verde tăiat și 2 linguri de frunze de coriandru. După 10 minute, luăm coca, presărăm niște făină peste ea și o împărțim în 4 părți egale. Luăm una dintre mingiunțele de coca și o întindem până obținem o foaie de 2-3 mm grosime. Varianta numărul 1. Peste foaia de aluat presărăm 2 lingurițe cu ghee sau unt clarificat și un pic de făină. Aplicăm o tăietură foii de aluat din mijloc până la periferie și începem să rulăm în sensul acelor de ceasornic până obținem un cornet. Începem cu partea superioară a cornetului, îi vom întoarce foițele spre exterior ca și cum am crea un trandafir. Întoarcem acest cornet cu partea voluminoasă în jos și apăsăm de la codiță către cap ușor până turtim practic acest cornet. Presărăm niște făină peste el și îl punem la rece ori în frigider, ori în congelator pentru 10 minute. Pentru varianta numărul 2 vom întinde foaia de aluat, presărăm 2-3 linguri din umplutura cu brânză și coriandru și începem să strângem capetele foietajului de la periferie către centru, formând un pachetel. În mijloc apăsăm excesul de aluat, omogenizăm coca și întindem ușor până obținem o foaie de aluat de 3-4 mm grosime. Presărăm niște făină și o punem la rece în frigider. Și varianta numărul 3 este o parata simplă, dar împăturită altfel. Urmărim aceeași pași ca și la prima, presărăm niște unt și niște făină peste și începem să împăturim de la un capăt, ca și cum am forma un evantai din hârtie cu grosime de 2 cm. Apoi, de la un capăt, începem să facem un rulou din acest evantai închis și avem grijă să apăsăm pe el în timpul împăturirii pentru a nu se deschide laturile. Închidem bine melcul de coca, presărăm niște făină și îl punem la frigider. După 10 minute scoatem coca de la frigider și începem să o rulăm către periferie până ajunge la o dimensiune de circa 20 de centimetri și la o grosime de 3-4 mm. Trecem la coacerea paratei. Putem coace parata ori în tigaia uscată, ori adăugând puțin ghee sau unt. O întoarcem de câteva ori. Din când în când apăsăm cu un șervețel de bucătărie pe toată suprafața pentru a se coace omogen. La fiecare întoarcere a paratei în tigaie, punem puțin unt.
prima parata simplă este gata. O scoatem pe o farfurie și o acoperim cu un prosop curat de bucătărie pentru a rămâne moale și proaspătă. Acum trecem la a doua parata, la cea umplută cu brânză, urmând aceiași pași. Miroase foarte bine în bucătărie. Parata se servește caldă împreună cu un dip făcut din iaurt sau cu orice altă mâncare cu sos indiană. Vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un comentariu dacă v-a plăcut rețeta și abonați-vă canalului meu pentru mai multe rețete internaționale. Namaste!